Purcelușa Peppa. Sunt Purcelușa Peppa. El e frățiorul meu, George. Ea e mămica Purcelușa. Iar el e tati Purceluș. Purcelușa Peppa. Bălți cu noroi. Azi plouă, așa că Peppa și George nu se pot juca afară. Tati, nu mai plouă? Ne putem duce afară? Bine, dați fuguța, copii. Peppei îi place să sară în bălțile cu noroi. Îmi plac bălțile cu noroi? Dacă vrei să sari în bălțile cu noroi, trebuie să porți cizmulițe. Scuze, mami. Și lui George îi place să sară în bălțile cu noroi. George, dacă vrei să sari în bălțile cu noroi, trebuie să porți cizmulițe. Peppei îi place să aibă grijă de frățiorul ei. George, să mai găsim niște bălți cu noroi. Peppa și George se distrează de minune. Peppa a găsit o baltă mică. George a găsit o baltă mare. Privește, George! O baltă foarte mare! George vrea să sară primul în balta cea mare. Stai, George! Trebuie să verific dacă e sigură pentru tine. Bine, mi se pare sigură. Scuze, George, nu-i decât noroi. Peppa și lui George le place să sară în bălțile cu noroi. Haide, George, să-i arătăm și lui tati. Vai de mine. Tati, tati, ghici ce-am făcut noi. Să mă gândesc. V-ați uitat la televizor? Nu, nu, tati. Atunci ați făcut baie? Nu, nu! Atunci ați sărit în bălți mari cu noroi. Da, da, tati! Am sărit în bălți cu noroi! Cât de murdari sunteți! Oh! Nu-i nimic, nu e decât noroi. Să vă spăl înainte ca mami să vadă mizeria. Tati! După ce o să ne spălăm, tu și mami o să veniți să ne jucăm? Da, ne-am putea juca în grădină. Peppa și George poartă cizmulițe. Mami și tati nu se lasă mai prejos. Peppei îi place să sară în sus și în jos în bălțile cu noroi. Tuturor le place să sară în bălțile cu noroi. Oh, tati Purceluș, uite în ce mizerie te-ai băgat. Nu-i decât noroi. Domnul dinozaur se pierde. Jucăria preferată a lui George e domnul dinozaur. Dinozaur?
George îl iubește pe domnul dinozaur. Uneori, lui George îi place să o sperie pe Peppa cu domnul dinozaur. M-ai speriat! Alteori, domnul dinozaur stă la masă alături de George. Ce se aude? Tu ai râgâit George sau domnul dinozaur? Dinozaurul. Când face baie, George îl ia mereu în cadă pe domnul dinozaur. Noapte bună, Peppa. Noapte bună, mami. Noapte bună, George. Noapte bună, domnule dinozaur. Când e ora de culcare, George îl are mereu alături pe domnul dinozaur. Jocul preferat al lui George e să-l arunce pe domnul dinozaur în sus. Ui! Și să-l prindă când acesta cade. Ui! Ui! Peppa și purcelușul tati joacă dame. Am câștigat, tati! Oh! Bravo, Peppa! George? George, ce s-a întâmplat? Dinozaurul! George, l-ai pierdut pe domnul dinozaur? George îl pierduse pe domnul dinozaur. Nicio grijă, George. O să-l găsim pe domnul dinozaur. O misiune pentru un detectiv. Tati, ce e la un defectiv? Un detectiv e o persoană foarte importantă care se pricepe să găsească lucruri. Eu! Mă pricep să găsesc lucruri? Bine, Peppa va fi detectiva. George, sunt detectivă. O să-ți găsesc dinozaurul, vei vedea. Poate un detectiv ar trebui să-i pună lui George niște întrebări simple. George, unde e domnul dinozaur? George nu știe unde e domnul dinozaur. Un detectiv ar putea ghici unde ar fi domnul dinozaur. Știu unde e! George are mereu dinozaurul cu el când face baie. Așadar, domnul dinozaur e în cadă. Domnul dinozaur nu e în cadă. Oh! Știu unde e domnul dinozaur! George îl are mereu pe domnul dinozaur în pătuț când se culcă. Așadar, aici este. Domnul dinozaur nu e în pat. Oh! Poate ar trebui să încercăm în grădină. Da! În grădină! Tocmai voiam să propun asta. Unde o fi domnul dinozaur? Domnul dinozaur e foarte greu de găsit. Domnul dinozaur nu e nicăieri. George, ție-ți place să-l arunci în aer pe domnul dinozaur? Mă întreb dacă de data asta nu l-ai aruncat puțin cam sus. Priviți! Eu l-am văzut prima! Bravo, Peppa! Chiar ești o foarte bună detectivă! Dinozaurul! George se bucură nespus să-l revadă pe domnul dinozaur. Poate că nu e o idee prea bună să te joci cu dinozaurii lângă copaci. Dinozaurul! Cea mai bună prietenă! Peppa o așteaptă pe cea mai bună prietenă a ei, oița Suzy. Bună, Suzy! Bună, Peppa! Oița Suzy a venit să se joace cu Peppa. Peppa o iubește pe Suzy. Suzy o iubește pe Peppa. Sunt cele mai bune prietene. Peppa, nici o frică, tu și Suzy să vă jucați în camera ta. Da, mami! Și George vrea să se joace.
Pepe și lui Suzy le place să se joace în camera Pepe. La fel și lui George. Nu, George! Jocul ăsta e doar pentru fete. Du-te să te joci cu jucăriile tale. Pepa și Suzy vor să se joace singure. Sunt o micuță prințesă zână. Am să dau din bagheta mea magică și am să te transform într-o broscuță. Lui George nu-i place să se joace singur. George vrea să se joace și el. Nu, George! Eu mă joc cu Suzy. Trebuie să te joci în altă parte. George vrea să se joace cu Pepa. Se simte puțin singur. George, am nevoie de puțin ajutor. Fac biscuiți cu fulgi de ciocolată. Cineva trebuie să lingă vasul. Lui George îi place să o ajute pe mami să facă biscuiți. Dar îi place și mai mult să se joace cu Pepa. Vreau să fiu asistentă. Eu vreau să fiu doctor. Dar cine o să fie bolnavul? George! Pepe și lui Suzy le place să se joace de-a doctorița și asistenta. La fel și lui George. Pepa ascultă pieptul lui George. George, inspiră profund, apoi tușește. Cred că ai probleme cu inimioara. O să-ți pun un bandaj pe ea. Gura mare, te rog. Suzy îi ia temperatura lui George. Măi, să fie, ai temperatură mare, mare. Va trebui să stai în pat 3 ani de zile. Burcelușul tati a venit după George. Oh, nu! Ce s-a întâmplat cu George? Nici o grijă, tati, e doar un joc. George e pacientul nostru. Oh, înțeleg. Dar poate avea un vizitator? Doar pentru puțin timp. Să nu obosească. Biscuiți! Da, sunt George, sunt medicamentul lui ca să se facă bine. Scuzați-mă, doamnă doctor, m-ați putea ajuta? Mă doare burtica. Măgâdile! Aud burta chiorăind. Cred că ți-e foame, tati. Atunci, ca să mă fac bine, am nevoie de mulți biscuiți. Și eu. Papagalul Polly. Pepa și familia ei sunt în vizită la bunica și bunicul Purceluș. Bunicu Purceluș, bunica Purcelușa. Bunuș, bună ușa. Bună, micuții mei, intrați, vă rog. Avem o surpriză. Care anume? Avem un animăluț. Ia ghiciți ce animal e. Dinosaur? Nu e un dinozaur. Veniți să vedeți. Bunica și bunicul Purceluș au un papagal, Polly. Pepa, George, el e papagalul nostru. Se numește Polly. Polly e frumos. Polly e frumos. Wow! Sunt un papagal isteț. Sunt un papagal isteț. Mami, de ce imită Polly tot ceea ce spune bunica? Asta fac papagalii. O să-ți arăt. Bună, Polly. Bună, Polly. Ce papagal drăguț.
Ce papagal drăguț! Hai, familie! E ora ceaiului! Pepa, George, veniți! Avem tort de ciocolată! Venim, bunicuțo! Pepe și lui George le place să mănânce tort cu ciocolată. Dar astăzi se grăbesc. Vor să se ducă să se joace cu papagalul Polly. Am terminat! Ce gălăgioși sunteți, micuților! Bunico, putem pleca de la masă să ne jucăm cu papagalul Polly? Sigur v-ați terminat toată felia de tort? Atunci plecați! Ura! George, spune-i ceva lui Polly. George e nițel timid. Bună! Bună! Lui George și Pepe le place mult să se joace cu papagalul Polly. Eu sunt purcelușa Pepa. Eu sunt purcelușa Pepa. George, spune ceva. Pepa și George se prefac că sunt papagali. Sunt papagalul Polly. Pepa se gândește ce să-i mai spună papagalului Polly. Sunt un papagal gălăgios. Sunt un papagal gălăgios. Pepa, George, v-ați jucat cu Polly? Da, bunicuțo. Polly e un papagal dulce. Da, bunico. Sunt un papagal isteț. Sunt un papagal gălăgios. Sunt un papagal gălăgios. Oh, mai să fie. Pleavați ascunselea. Pepa și George se joacă de avați ascunselea. E rândul lui George să se ascundă. Trebuie să-și găsească rapid o ascunzătoare înainte ca Pepa să termine de numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. George și-a găsit o ascunzătoare taman la timp. 10. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Pepa trebuie să găsească unde se ascunde George. Te-am găsit! Pepa l-a găsit pe George. George, te văd cu prea mare ușurință. Acum e rândul Pepei să se ascundă. 1, 3. O să-l ajut eu pe George să numere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bine, George, deschide ochii. George trebuie să găsească unde s-a ascuns Pepa. Pepa nu se ascunde sub masă. George, te-ai gândit să o cauți la etaj? Pepa nu e sub pat.
așa a fost zgomotul ăla ciudat. Peppa nu e în spatele perdelei. Iar s-a auzit acel sunet ciudat. Ce să fie? George a aflat unde se ascundea Peppa. George m-a găsit! Acum e rândul tatei să se ascundă. Cred că e rândul lui George iarăși. George nu se prea pricepe să se ascundă. De data asta se va ascunde mai bine. Închide ochii și începe să numeri. 1, 2, 3. Mai să fie, Peppa o să-l găsească 4, ușor pe George. 5, 6. Vino aici. 7, 8, 9, 10. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Oh! George nu e sub masă. Dar George se ascunde mereu aici. Nu te-ai gândit să-l cauți sus? Știu unde e! George, în coșul cu jucării! Oh! George nu e în coșul cu jucării. Unde ar putea fi? Peppa nu-l găsește pe George nicăieri. Tati, nu-l găsesc pe George nicăieri. Mai să fie, mă întreb unde ar putea fi. Să fiu sincer, în ziarul ăsta scrie ceva despre George. Ui! George, te-am găsit! Oh, George, ce ascunzătoare bună ți-ai găsit! George se ascunsese după ziarul tatei Purceluș în tot acest timp. Grupul de joacă. Peppa și George pleacă la grupul de joacă. E prima zi a lui George. George, aștepți cu nerăbdare să te joci cu copiii? Tati, poate că George e prea mic să vină la grupul de joacă. O să fie bine, Peppa. Tu și domnul dinozaur îi veți ține companie. Dinosaurul. Dar eu vreau să mă joc cu copiii mari, nu cu George și dinozaurul lui. Mai să fie, Peppa nu vrea ca George să se joace în grupul ei. Am ajuns. Tati, ești sigur că George e destul de mare? Se va descurca. Bine, poate să vină. Pa, pa! Doamna gazelă are grijă de copiii din grupul de joacă. Bună! El e frățiorul meu, George. Bună, dragă George! Și eu mi-aș dori să am un frățior ca George. Serios? Salut! Eu sunt cățelul Danny. Ăla e un dinozaur? Doar unul de jucărie. Dinosaur. Genial! Dinosaur. Dinosaur. M-ai speriat! E genial! George e fratele meu! E genial! Peppa e mândră de frățiorul ei, George. Vreți să-i arătăm lui George cum pictăm noi? George nu prea știe să picteze. L-ai putea ajuta tu? Da!
Eu mă pricep. O să-i arăt cum se pictează o floare. George, azi am să-ți arăt cum se pictează o floare. Mai întâi pictezi un cerc mare. Nu, George, ai ales culoarea greșită. Apoi pictezi petalele. George, nu aia e forma lor. Iar apoi pictezi tulpina și frunzele. E perfectă. George, nu așa se pictează. Ei bine, ce avem noi aici? Eu am pictat o floare. Foarte bine, Peppa. Iar George a pictat un dinozaur. Dinosaur. Genial! Ar trebui să expunem desenele Pepei și ale lui George. Ura! Peppa, trebuie să fii foarte mândră de frățiorul tău. Da, sunt! E ora de plecat acasă, iar părinții copiilor au venit după aceștia. Poate George să vină și data viitoare? Da, o să ne poată face un desen frumos. Data viitoare ce o să faci pentru noi, George? Dinosaur. Încă un desen cu dinozauri? Ce-ar fi să ne arăți tuturor cum se pictează un dinozaur? Genial! Da! Genial! Genial! Purcelușa mamii la lucru. Purcelușa mamii lucrează la computer. Purcelușul tati face supă pentru prânz. Tati, ne putem duce să ne uităm la mami cum lucrează la computer? Da, cu condiția să nu o deranjați. Azi are de făcut o treabă importantă. Mulțumesc, tati! Purcelușa mami are multă treabă importantă de făcut. Mami, eu și George putem sta în poala ta să ne uităm cum lucrezi? Da, dacă amândoi stați liniștiți. Pepe și lui George le place să se uite la mami cum lucrează. Mami, putem să jucăm jocul Fericita Doamnă Găină? Putem juca Fericita Doamnă Găină mai târziu. Acum am de lucru. Mami, te putem ajuta la muncă? Nu, Peppa, nu ai voie să pui mâna acolo. George, nici tu nu ai voie să pui mâna acolo. Da, George, nu trebuie să faci asta. Peppa, încetează! Scuze, mami, tocmai îi arătam lui George ce să nu facă. Mai să fie, computerul nu trebuie să facă asta. Purcelușule, tati! Purcelușule, tati! Ce e, mami, purcelușo? Purcelușule, tati, poți repara computerul? Termin eu prânzul până îl vei repara tu. Am înțeles, mamă purcelușă, dar eu nu mă prea pricep la așa ceva. Îți mulțumesc. Purcelușul tati va repara computerul. Poate că dacă îl opresc, apoi îl repornesc. Purcelușul tati a reparat computerul. Ora, tati! Da, mă pricep, nițel, la chestiile astea. Tati, putem juca jocul Fericita Doamnă Găină? Poate că ar trebui să o întrebați pe mama. Mami a spus că ne putem juca mai târziu. Atunci e în ordine. Dar unde o fi CD-ul? Thank you.
Mi-e rândul meu. Acum e rândul meu. Ce s-o petrece acolo? Computerul merge iar după câte văd. Purcelușa Peppa. Sunt Purcelușa Peppa. El e frățiorul meu, George. Ea e mămica Purcelușa. Iar el e tati Purceluș. Purcelușa Peppa. Purcelușul între oi. George se distrează cu mingea în grădină. Peppa vrea și ea să se joace. George, nu știi deloc să te joci. Așa se prinde o minge. Nu așa. Tu așa faci? Ce purcelușă năzdrăvană e Peppa? George, întoarce-te, purcelușule! Poate că Peppa îl tachinează prea mult pe George. Peppa? Îl tachinezi cumva pe George? Nu întocmai, mami! Îl învățam să prindă mingea. Serios? Știu un joc ce o să-l învețe pe George să prindă mingea. Se numește Purcelușul între oi. Peppa, ia mingea și stai acolo. Iar tu, George, stai acolo. Bine, voi trebuie să aruncați mingea unul spre celălalt, iar eu să încerc să o prind. Eu voi fi purcelușul între oi. Mami e purcelușul între oi. Prinde, George. Oh, am ratat-o. George a prins mingea. Ura! Ura! Bravo, George, acum aruncă mingea spre Peppa. Hopa, încă o dată. Oh, încă o dată. George nu poate arunca mingea dincolo de mami. Haide, George, aruncă mingea la mine. Oh! Aiuritule! Și eu pot să fac asta. Oh! Peppa a vrut să limite pe George, dar ea e prea mare și s-a împotmolit. Mingea e la mine, Peppa. Acum e rândul tău să fii purcelușul. George, prinde! Ura! Am prins-o! George, tu ești purcelușul! George, prinde! Prinde mingea, George! Prinde, George! George, prinde! Poftim mingea, George! Vai de mine! Peppa, n-ar trebui să-l tachineze așa pe George! Scuze, George!
Ce-i cu larma asta? Tati, George e prea mic să se joace purcelușul între oi. Oh, eu cred că e destul de mare. Ba nu e, tati, privește! Prinde, George! Ura! Nu-i corect! Ba este, i-am dat doar o mână de ajutor lui George. Mami, îmi dai și mie o mână de ajutor? Bineînțeles că da, Peppa. Aruncă, George! Prinde, George! Pepei îi place să prindă mingea. Lui George îi place să prindă mingea. Tuturor le place să prindă mingea. Tati își pierde ochelarii. Tati purcelușul poartă ochelari. Trebuie să poarte ochelari pentru a vedea bine. Când tati purcelușul poartă ochelari, totul se vede bine. Dar când tati își dă jos ochelarii, nu vede prea clar. Totul se vede încețoșat, neclar. E foarte important ca tati purcelușul să știe unde-i sunt ochelarii. Uneori, tati purcelușul își pierde ochelarii. Peppa, George, ați văzut ochelarii tatei purceluș? Nu-i găsește nicăieri. Nu, mami! Peppa și George nu știu unde sunt ochelarii tatei purceluș. Vai de mine! Tata purceluș nu vede nimic fără ochelari, iar asta îl face foarte morocănos. Fără ochelari, tata purceluș nu-și poate citi ziarul. E de-a dreptul ridicol. Nu văd nimic. Cineva trebuie să-mi fi pus ochelarii undeva. Dar nu îți amintești unde i-ai pus ultima dată? Când nu îi port, îi pun cu grijă în buzunar. Dar acum nu sunt acolo. Tati, te putem ajuta să-ți găsești ochelarii? Bună idee, Peppa. Dacă o să-i găsiți, tati n-o să mai fie atât de morocănos. Nu sunt morocănos. Peppa și George îi caută ochelarii tatei. Peppa se uită sub ziar, dar ochelarii tatei nu sunt acolo. George se uită deasupra televizorului, dar ochelarii tatei purceluș nu sunt acolo. Să-i căutăm sus în dormitorul mamei și al tatei. Peppa și George îi caută în dormitorul mamei și tatei purceluș. George, ai grijă să nu răstorni nimic! Nu-i deloc amuzant! Peppa caută sub perne, dar ochelarii tatei purceluș nu sunt acolo. George caută în papucii tatei. Dar ochelarii nu sunt nici acolo. Să căutăm în baie! Peppa și George caută în baie. Ochelarii nu sunt în vană. Ochelarii nu sunt în toaletă. E prea greu. Peppa și George nu găsesc nicăieri ochelarii tatei purceluș. Am căutat peste tot, dar nu găsim ochelarii tatei. Mai să fie, ce e de făcut? Va trebui să învăț să mă descurc fără ei. O să mă deplasez lent, să nu mă ciocnesc de ceva. Uite-i, ochelarii tatei! Tata purceluș, ai stat pe ei în tot acest timp. Oh. Tati aiuritul. N-am idee cum au ajuns acolo.
Mă întreb cum. Ești puțin cam aiurit, tata Purceluș, dar măcar nu mai ești morocănos. N-am fost morocănos. La grădinărit. Pepa și George se joacă în casa bunicii Purcelușa și a bunicului Purceluș. Bunicule, prinde! Prinde! Ăsta ce mai e? Dinosaur! Un dinozaur! Bunicule, ce faci? Semăn semințele astea. Semințe? Ce rost au semințele? Din semințe cresc plantele. Fac o groapă mică și pun sămânța în ea. Apoi o acopăr cu pământ și o ud. Tot ce am în grădină a crescut din semințe mici ca asta. Chiar și mărul ăla mare? Oh, da. Din sămânța asta mică va rodi un măr micuț ca ăsta. Iar mărul ăsta mic va crește până va ajunge mare ca ăsta. Au! Iar în mărul ăsta sunt mai multe semințe, din care vor crește mai mulți meri? Așa este. Bunicule, bunicule! Și eu vreau să plantez o sămânță. Vrei să plantezi o sămânță de căpșun? Da, te rog! Din sămânța asta o să crească o tufă frumoasă de căpșune. Mai întâi, fă o groapă micuță. Apoi o pun în pământ și o acopăr cu pământ. Vrei să o ud eu în locul tău? Nu, nu! Eu vreau să o ud. Bine, acum așteptăm să crească. Pepa și George așteaptă ca sămânța să crească. Nu face nimic! Trebuie să avem răbdare, Pepa. Va dura mult până va crește. Pepa, George, e timpul să plecăm acasă. Dar așteptăm să crească sămânța mea de căpșun. Vreau căpșune la ceai. Nici o grijă, Pepa. Data viitoare când o să veniți, sămânța va fi crescut deja. Și vom mânca multe căpșune. Da. Hai, Pepa. Pa, bunicule. Pa, căpșunule. Bunicul Purceluș are grijă de căpșunul Pepei. După mai multe zile, bunicul Purceluș a găsit o plantă micuță. Cu fiecare zi, planta se înalță din ce în ce mai mult. Apoi, într-o zi, bunicul Purceluș găsește ceva special. Căpșune! Bunicule, ne-am întors! Pepa și George au venit din nou să se joace. Bunicule, bunicule, planta mea a crescut? Da! Priviți! Căpșune! Mulțumesc, bunicule! Bunicule, mai putem planta ceva? Da! Acum e rândul lui George să aleagă. Da! Alege tu, George! Alege un morcov! Bunicule, cred că George vrea să cultive morcovi. George, vrei să cultivi un morcov? Nu. Ce ai vrea să cultivi? George s-a gândit la ce vrea să cultive. Dinosaur! George vrea să cultive un arbore de dinozaur. Aiuritule! Nu există arbori de dinozauri? Sughițuri!
Peppa, George, mami și tati servesc micul dejun. E o zi frumoasă, senină, iar Peppa și George abia așteaptă să iasă în grădină să se joace. Mami, te rog, ne putem duce afară să ne jucăm? Mergeți la joacă după ce terminați micul dejun. Nu bea sucul prea repede. George își băuse sucul prea repede, iar acum îl apucase sughițul. Ne putem duce la joacă, mami? Nu cât timp George sughiță. Dar George nu mai sughiță, mami. Nu e așa, George? Bine, puteți merge afară la joacă, dar să ai grijă de George. Pepei și lui George le place să se joace în grădină. George, am să arunc mingea. Tu va trebui să o prinzi. George, te rog, nu mai sughița. George! Acum aruncă-mi mingea mie să o prind eu. George! Mai să fie, sughițurile lui George le strică distracția. George, știu cum să vindec sughițurile. Trebuie să faci ce spun eu. Freacă-te în creștetul capului și pe burtică. Bine, deja nu mai sughiți. Leacul Pepei pentru sughiți nu pare a fi eficient. George, nu ai făcut așa cum ți-am zis eu. Știu un mod mai bun de a vindeca sughițurile. Mai întâi, sari în sus și în jos de 3 ori într-un picior. Acum, dă din brațe în sus și în jos și scoate limba, așa. Acum, închide-ți ochii și întoarce-te repede de 3 ori. Noul leac al Pepei n-a funcționat nici el. George mai sughiță încă. Știu! Pentru a se vindeca de sughiți, purcelușul cu pricina trebuie să sufere un șoc. George, o să te sperii, dar să reții că e doar un joc care o să te vindece de sughiți. Nu uita, o să mă prefac doar că te sperii. Peppa, nu trebuie să te joci atât de dur cu George. E doar un bebeluș. Scuze, mami, încercam doar să opresc sughițul lui George. George nu mai sughiță. Iată-l pe tati, purcelușul, cu două pahare de suc. George, dacă-l bei prea repede, o să sughiți iar. Eu nu sunt așa de mică. Eu pot să beau suc cât pot de repede. Biciclete. E o zi frumoasă, senină, iar Peppa și George merg pe biciclete. Un dovleac frumos, purcelușule, tati. Purcelușul tati e foarte mândru de dovleacul lui. Eu cultiv doar dovlecei. Probabil pentru că îmi place plăcinta cu dovleac. Hai, George! Danny, Suzy, Rebecca! Peppa și prietenii ei, cățelușul Danny, oița Suzy și iepurașul Rebecca merg pe bicicletă. George merge pe tricicletă. Ce
încet merge. Să ne întrecem până la dovleacul purcelușului tati. Dacă o să ne întrecem până la dovleacul purcelușului tati, trebuie să avem grijă să nu ne izbim de el. Tati se va întrista dacă dovleacul se va sparge. Nicio grijă, Peppa! Să ne întrecem! Peppa și prietenii ei se întrec până la dovleacul purcelușului tati. Atenție la dovleacul meu! Ura! Peppa, atenție! Dovleacul tati! Scuze, tati! Uitați-vă la George! Merge atât de lent! George mai merge încă pe bicicleta de bebeluș. Și bicicleta ta e de bebeluș, Peppa. Încă mai ai stabilizatori. Eu pot să merg fără stabilizator. Și eu. Și eu. Să urcăm iar dealul. Vii și tu, Peppa? Nu, cred că o să rămân aici. Pe curând. Pa. Peppa își dori să nu fie avut stabilizatori la bicicletă. Tati, nu mai vreau stabilizatori la bicicletă. Crezi că poți merge fără ei? Da! Bine, Peppa, să-i dăm jos. Purcelușul tati ia stabilizatorii de pe bicicleta Pepei. Ești sigură că poți merge pe bicicletă fără stabilizatori? Da! N-ai mai făcut-o până acum. Pot face asta, pot! Amuzant! Să mergi fără stabilizatori nu e ușor. Vrei să te ajut, Peppa? Da, te rog, tati. Foarte bine. Pe locuri, fii gata, start! Să nu-mi dai drumul, tati. Nicio grijă, te țin eu. Te descurci foarte bine, Peppa. Ține-mă, tati! Pedalează mai departe. Peppa merge singură pe bicicletă, fără stabilizatori. Tati, mi-ai dat drumul! Să știi că de ceva vreme ai mers singură. Serios? Ești foarte bună deja. Chiar sunt? Am reușit! Uitați-vă, uitați-vă! Pot să merg singură pe bicicletă! Danny, Suzy, Rebecca, priviți! Nu mai am nevoie de stabilizatori! Uitați-vă la mine! Să ne întrecem până la dovleacul tatei! Peppa, fii atentă! Dovleacul meu! O să câștig! Peppa nu se uită pe unde merge. Măi să fie! Peppa a zdrobit dovleacul tatei. Îmi pare rău că ți-am zdrobit dovleacul, tati. Lasă dovleacul. Important e că ești teafără. Pe viitor trebuie să te uiți pe unde mergi. Promit că așa voi face, tati. Bine. În orice caz, dacă tot am zdrobit dovleacul, pot să fac plăcintă de dovleac. Îmi place plăcinta de dovleac. Și fiindcă plăcinta purcelușului tati e atât de mare, va fi suficientă pentru toată lumea. Ura!